Mii de humoreni au participat luni 31 decembrie la un spectacol inedit de tradiții de iarnă la Gura Humorului. Cu mic cu mare, humorenii au vrut și în acest an să păstreze cu sfințenie datinile străbune. Cum te cheamă? Roberto. Roberto! Probabil că este... Părinții sunt undeva unde numele acesta este foarte... Roberto! Roberto, să nu uiți că ești din Gura Humorului, că te-ai îmbrăcat în seara aceasta, în după amiaza aceasta, în paiele care fac cinste orașului Gura Humorului. Sănătate, un an nou fericit! La mulți ani și ție! Una dintre atracțiile principale ale spectacolului au fost urșii de paie, care după momentul susținut pe scenă amplasată în fața Casei de Cultură a Sindicatelor din Gura Humorului, au parcurs în pași de dans centrul orașului.